Persoanele cu dizabilități vor primi carduri electronice de carburant pentru transport. Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant fiind în valoare de 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat, a declarat vineri Cristian Vasilcoiu, secretar de stat în Ministerul Muncii. Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adaugă celorlalte metode alternative. Persoanele care nu dețin autoturisme pot opta pentru bilete de transport interurban cu trenul sau autocarul, a anotat Cristian Vasilcoiu. Potrivit acestuia, cardurile electronice de carburant pentru transport vor fi alimentate cu suma de 1.500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei pe an pentru cele cu handicap accentuat. Cheltuielile asigurate anual pentru alimentarea cu carburant sau pentru încărcarea mijloacelor de transport electrice sunt în valoare de 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 de lei pentru cele cu handicap accentuat. Acordarea dreptului la transport interurban prin card electronic de carburant se adaugă celorlalte metode alternative, respectiv bonurilor de carburant pe suport hârtie și decontării bonurilor fiscale de combustibil pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice, cu condiția ca autoturismul să fie proprietatea acestora sau a familiei, ori asistentului personal, asistentului personal profesionist, ori însoțitor, se precizează în textul documentului. De asemenea, Cristian Vasilcoiu a făcut precizări în ceea ce privește procedura de depunere a actelor. Opțiunea pentru una dintre variante se face prin cerere scrisă, depusă electronic sau la registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, de către persoana cu dizabilitate sau de oricare din următoarele persoane: reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, părintele, torele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție socială, a mai arătat hotărârea, relatează Antena 3.ro.